Situație nemai întâlnită în Consiliul Județean Maramureș. În ședința ordinară de astăzi, aleșii socialdemocrați au purtat banderole albe la braț. Gestul lor este o formă de protest la greva foamei pe care o face primarul din Ulmeni, Lucian Morar, în fața Ministerului Sănătății. Edilul este nemulțumit de faptul că pentru orașul său nu s-a aprobat o stație de ambulanță, deși a făcut mai multe cereri în acest sens, iar la Arinș s-a făcut o evaluare a zonei, deși este vorba doar de o comună. Socialdemocrații consideră că acțiunea lui Morar este nejustificată. În Consiliul Județean însă s-au purtat pe subiectul greve. Și apreciez că această grevă japoneză pe care o manifestați prin purtarea acestor banderole albe nu face altceva decât să susțină încă o dată demersul lui Lucian Morar pentru stația de salvare pe care vrea să o mute la Arinș. Domnilor consilieri liberale, dacă considerați că atitudinea noastră este un demers care pe banderola asta scrie Japonia, nu e corect. Pentru că atitudinea care o simțim astăzi este prin faptul că știm pe primarul din Ulmeni, știm colegii de la PMP, consider eu ca, o să numesc cum veteran acestei vieți poliția județului, că dânsul trebuie să fie ultimul care să vadă că virgul acest guvern ar avea ceva care să nu fie bine lui. Și tachinările au continuat și pe alte subiecte, cum ar fi drumurile. În ședința de astăzi au fost aprobate și proiecte care vizează reabilitarea mai multor porțiuni de drumuri județene, lucru care i-a dat o stare de bună dispoziție consilierului Nicolae Mișulec. Mulțumesc României, mulțumesc conducere Consiliului Județean, că în sfârșit, buni români de naționalitate ucraineană vor beneficia de acest proiect. Și prietenilor liberali țin să le anunț că ucrainenii vor ține cont de acest lucru. Nefiind familiarizat cu atmosfera din Consiliul Județean Maramureș, arhimandritul Ioachim Tomoioagă le-a dat un sfat consilierilor, așa mai în glumă, mai în serios. Chiar dacă trebuie să treacă bugetul prin patimile dezbaterilor, să fiți îngăduitori unii cu ceilalți și în abordarea temelor și în adresarea epitetelor și în toate discuțiile dumneavoastră, să fie așa într-un duh creștinesc, într-un duh fratern, într-un duh al sărbătorii, pentru că totuși ne aflăm în săptămâna patimilor și trebuie, în calitate de buni creștini, să abordăm această perioadă așa cum se cuvine. Și asta nici măcar nu a fost o ședință tipică a Consiliului Județean Maramureș.